Cinematograful Unire a fost gazda unui documentar inedit. Sâmbătă, 10 de botoșăneni au înfruntat capriciile vremii și s-au adunat la cinematograful legendar al orașului pentru a viziona un film mai puțin obișnuit. Ali Ahtada a fost proiectat în prezența regizoarei Oana Giurgiu și a editorului Letiția Ștefănescu, care au fost întâmpinate cu pancarte, buchete de flori și aplauze. E un film documentar, e un film istoric despre istoria țării noastre. Unul dintre personaje este născut aici, la Botoșani, și ne spune o poveste absolut halucinantă, despre care cu siguranță copiii care au venit astăzi la film nu știu, și de asta i-am rugat să mai rămână un pic, să le mai povestim poate și lucrurile care nu sunt în film. Este povestea unui copil din timpul războiului. Ce se întâmpla aici în Botoșani în timpul războiului, lucruri neștiute, nici măcar de părinții lui. Mai este o poveste în film care e la fel de interesantă. Începe un pic mai devreme, la finalul secolului XIX, în 1882, când o parte din evrei din Moldova au emigrat în Palestina. De atunci au trecut foarte mulți ani, iar oamenii pe care noi am intervievat au astăzi peste 80 de ani. Oana Giurgiu a creat acest documentar într-un stil dadaist. Este o găselniță a mea de a acoperi vizual niște perioade care sunt complet nedocumentate. Filmul începe într-o perioadă în care filmul nu exista, într-o perioadă în care fotografia era doar portret. Nu existau fotografii cu oameni pe stradă sau cu oameni făcând o anumită acțiune. Era foarte greu să recreezi o atmosferă fără să ai nimic vizual la bază. Și atunci, disperată fiind, am ajuns la această idee și, bineînțeles, și inspirată de dadaiștii noștri, de Marcel Iancu și de Tristan Țara, și asta pentru că filmul începe la Moinești cu prima grupă de evrei care migrează în Palestina și se încheie într-un sat din Israel care se numește Ein Hod, care este cel mai frumos sat din Israel. La eveniment au fost prezenți și membrii comunității evreiești din Botoșani.